Campanie de informare pentru prevenirea cancerului de sân, intitulată Are nevoie de tine, vorbește cu ea. Campania se desfășoară într-un centru comercial din capitală, unde studente la medicină împreună cu organizatorii explică femeilor ce înseamnă prevenția cancerului mamar. Campania Are nevoie de tine, vorbește cu ea este o campanie de informare și de educare a publicului larg, prin care ne dorim să le învățăm pe femei cum să se autopalpeze, cum să descopere eventualele probleme și încercăm să le învățăm să aibă o abordare proactivă, să meargă la medic cât mai des, cel puțin o dată pe an. De la începutul campaniei au venit în medie 80 de persoane pe zi la stand. Noi le spunem doamnelor și domnișoarelor de orice vârstă dacă vor să le învățăm exact cum este tehnica palpării sânului. De asemenea, le arătăm și diferența dintre un nodul benign și unul malign. Chiar au fost foarte surprinse și au spus că într-adevăr voiau să vadă care este această diferență. Campania a avut un real succes. Oamenii s-au dovedit a fi foarte încântați de inițiativa noastră și mai ales de modul în care am reușit să le atragem atenția având aceste mulaje și le-am exemplificat scurt la obiect cum se face exact autopalparea sânului și care este diferența dintre cancer, care este are un impact foarte mare asupra oamenilor și formațiunile care sunt benigne. Autoexaminarea sânilor trebuie să constituie un obicei în viața femeii moderne. Manevra de autoexaminare a sânilor este cea mai simplă și mai eficientă metodă prin care putem să diagnosticăm precoce atât cancerul la sân, dar și leziuni benigne și infecțiile, boli care pot fi tratate și vindecate. Campania a stârnit un mare interes. Cei care au trecut pe la stand au primit cu multă atenție informațiile prezentate de organizatori și de medici. Foarte bună! Foarte bună, în special pentru că marea majoritate a femeilor nu știu cum să depisteze această boală care este foarte, mă spun eu, adică ascunsă așa. Dacă nu ai minim de cunoștințe, nu știi că poți avea această boală. Sunt un fost pacient, sunt o învingătoare și m-am hotărât să-i ajut pe cei din jurul meu, pentru că oamenii, pacienții care trec printr-o astfel de situație, au nevoie de suport, au nevoie de sprijin, au nevoie să vorbească cu ceilalți. Cred foarte tare că este esențial să prindem lucrurile cât mai din timp, în special să învățăm să facem prevenție pentru sănătatea sânilor și pentru sănătatea sistemului nostru hormonal. Și dacă reușim să depistăm precoce, atunci șansele sunt mult mai mari pentru supraviețuire. Dar ce trebuie să știm noi ca paciente sau ca femei este că dacă observăm că apare ceva, e foarte important să mergem la medic. Campania organizată de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer se va încheia duminică seara. Cancerul de sân este cel mai frecvent tip de cancer la femei, iar incidența sa este în creștere. În fiecare an sunt diagnosticate 367.000 de cazuri noi în Uniunea Europeană și aproximativ 233.000 în Statele Unite ale Americii.